de la primele ore ale dimineții, cei doi preoți care slujesc la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni din Mioveni au pășit în sălile de curs ale școlii Liviu Rebreanu pentru a-i spovedi pe cei mici. Avem un parteneriat cu această școală și cu primăria, iar în colaborare și cu profesorii și învățătorii de aici. Am venit în întâmpinarea elevilor pentru că, iată, nu întotdeauna copiii știu să se pregătească așa cum se cuvine pentru această sărbătoare, pentru nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, ci pentru unirea cu Hristos reală, și am considerat așa de cuviință ca să venim în întâmpinarea necesităților lor și să îi spovedim. Pentru a întâmpina cum se cuvine, copiii le-au pregătit și un mic program artistic, ajutați de doamna învățătoare. Iată vin colindători, florile albe, noaptea pe la cântători. Și vin mereu, mereu, florile albe și le aduc pe Dumnezeu. Copiii sunt bucuroși și așteaptă cu nerăbdare nu numai cântatul colindelor, dar mai ales sosirea lui Moș Crăciun. Copiii care s-au spovedit se vor duce săptămâna viitoare la biserică pentru a se împărtăși, unindu-se în același timp cu trupul și sângele lui Hristos.